Militarii detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență Râșca și Bogdănești, au intervenit cu 4 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Slătioara, comuna Râșca. La sosirea echipajelor ardeau generalizat casa de locuit și anexele gospodărești, corp comun, cu pericol de propagare la gospodăriile învecinate. Au ars casa de locuit, construită din lemn și acoperită cu tablă, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Și anexele gospodărești, construite din lemn și acoperite cu azbest, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric. Incendiul a fost lichidat în mai puțin de 2 ore, în limitele găsite, iar pompierii au salvat gospodăriile învecinate.